permit să îi asculți cu adevărat, să fie o intercomunicare, adică și unul și celălalt să aibă ocazia să vorbească și să spună ce simte, mărturisiri și răspunsuri pozitive, dar și multe, multe îmbrățișări. Am observat în relația cu băiețelul meu, am un băiețel de 6 ani și o fetiță de 2 ani. Spuneam că am învățat în relația cu băiețelul meu acest lucru despre care vă vorbeam, că este foarte important pentru el să-i acord un timp al lui. De când s-a născut cea mică, clar am stat acasă 2 ani cu ei și mi se părea că dacă fetița e în preajmă și, mă rog, mă joc cu ea, cu jucăria și între timp vorbesc și cu el sau sunt acolo cu ei împreună în cameră, pentru el e suficient. Dar nu. El își dorea un timp care să fie doar al lui. Și după ce micuța se culca, fiindcă o culca mai devreme, petrecea un timp doar cu el, chiar dacă nu era foarte, foarte lung. Uneori poate 15 minute, alteori poate o jumătate de oră. Era extrem de important pentru el acel timp. Alteori, credeți-mă, fiindcă chiar nu aveam timp uneori, 5 minute mă lungeam acolo lângă el în pat și îmi spunea el, uite, mami, știi, astăzi la grădiniță, nu știu ce. Și trebuie să vă spun că atunci aflam cele mai interesante lucruri, lucruri care probabil altfel n-ar fi avut îndrăzneala să mi le spună. Eram șocată uneori sau mirată, mă abțineam să nu vadă lucrul ăsta, să nu vadă uimirea, ca să aibă curajul să-mi spună și data viitoare. Dar mi-am dat seama că și eu am foarte mult de beneficiat din urma acestui timp, da? Lucrul acesta clădea relația noastră. Aici este un studiu făcut în Marea Britanie legat de relația între în cuplu. În medie, un cuplu petrece numai 2 ore împreună pe zi. Din acest timp, 55 de minute sunt petrecute privind la televizor, 30 de minute mâncând împreună, 20 făcând treburile casei și rămân aproximativ 15 minute pentru activitățile sociale sau cele de relaxare. Un studiu similar în Statele Unite arăta că acolo cuplurile petrec o medie de 4 minute pe zi de conversație neîntreruptă. O să ziceți, extraordinar, exagerează, nu e adevărat. Încercați să analizați un pic sau să urmăriți de acum înainte, că astăzi ați primit informația asta, de acum înainte și să vedeți cât timp petreceți în discuție cu soțul dumneavoastră, dar nu discuție de genul ai fost la piață, ai adus nu știu ce, aoleo, mi s-a stricat rulmentul, mecanicul nu a putut să facă, mâine trebuie. Deci nu să stabiliți ce trebuie făcut, ce nu s-a făcut, ce mai trebuie plătit, ce mai trebuie cumpărat. Nu, ci efectiv să discutați. Uite, știi, astăzi am fost așa de întristată că nu știu ce, dar nu de rulmenți. De ceea ce ține de suflet, de relația noastră, de relația cu copii. Dacă suntem foarte sinceri, cred că nici noi nu stăm prea bine. Eu, una, chiar am făcut lucrul ăsta, pregătindu-mă pentru material, pentru prezentare, așa, pregătind materialul și am stat și m-am gândit, wow, și mie mi s-a părea 4 minute, e foarte, foarte puțin, nu cred că e adevărat. Cred că e adevărat. Ce am putea face pentru asta? Că am aflat și suntem conștienți de asta, ne putem propune un timp pentru noi și nu timp din acestea foarte mari. Și să spunem o jumătate de oră sau o oră într-o zi, pe săptămână, în care să fim doar noi doi. Poate că e foarte greu pentru cineva care nu prea are cu cine să-și lase copiii, dar copiii se și culcă. Da? Deci nu cred că există scuze. Cred că fiecare poate să găsească un astfel de timp. Să fie o zi pe lună în care să încercăm să fim împreună. Pot să fie și copii împreună cu noi, dar să fie un timp în care nu spălăm vase, măturăm în curte și așa mai departe. Un zi în care ieșim împreună cu toții,
La iarbă verde, fără prea mult cărat de mâncare, în care iarăși mami aprinde focul, face grătarul și așa mai departe. Nu, să fie un timp în care efectiv să avem prilejul să stăm unii cu ceilalți și să putem relaționa. Nu ne e, cel puțin mie, nu mi-e la îndemână să fac lucrul ăsta, dar cred că e important să-l facem. Cândva ne vom bucura că am făcut asta. Cum ne facem mai mult timp pentru familie? Și aici sunt deșiruite câteva dintre ele. Nu știu cât timp mai am. Este ora 5 și... Este ora 5 fix? Da? Dacă bine văd. Cum suntem organizați din punct de vedere al timpului? Avem o limită? Ne străduim să terminăm la 6. Ok, atunci și eu o să mă strădui să termin. Ca să avem timp să facem și activitatea cealaltă pe care ne-am propus-o. Trasează granițe între muncă și familie. Familia este totdeauna mai importantă, deși munca ne acaparează mai mult. Sigur o să spuneți, dar noi suntem toată ziua acasă în familie, da? Munca din familie, tot ceea ce înseamnă gospodăria, petrece mai mult timp acolo decât cu familia. Și atunci e important ca timpul pe care îl petrecem să fie un timp de calitate, adică ceea ce se întâmplă să fie ceea ce trebuie să se întâmple. Nu te simți vinovată când spui nu. Nu putem face absolut orice. Dar trebuie să distingem ceea ce merită, căror lucruri merită să le spunem nu, da? Programează-te astfel încât să ai timp de relaxare. Fiecare dintre dumneavoastră, fiecarea dintre dumneavoastră, vă place să faceți un anumit lucru care vă relaxează. Pentru unii este cititul, pentru alții plimbarea, pentru altcineva să asculte muzică, pentru altcineva, nu știu, poate chiar să croșeteze, nu știu, habar n-am. Fiecare are o modalitate de relaxare. E important să ne acordăm acest timp și să ținem seama de el. Fiindcă dacă mergem tot timpul cu motorul turat, merge și nu-l mai lăsăm să se odihnească, într-o zi o să ne dăm seama că nu mai funcționează cum trebuie sau chiar cedează. Și atunci trebuie să investim mult ca să-l reparăm. Și știți că unele lucruri nu pot fi reparate. Așa că e mai bine să prevenim, da? E mai bine să acordăm, să ne acordăm timp. Programează-ți întâlniri seara cu oameni care sunt importanți pentru tine, soțul, copii, prieteni, iată cum sunteți dumneavoastră, un grup care aveți ceva în comun sau un grup din biserică. Planifică o seară în familie în fiecare săptămână, cum ziceam, da? Deci odată pe săptămână să avem o oră sau două în care să luăm cina împreună. Implică toți membrii familiei în realizarea treburilor casei, atribuie sarcini la bucătărie, petreceți timp împreună în momente devoționale și rugăciune. Numai 12% dintre familii se roagă împreună. Nu este, iarăși, spun, aceste studii sunt nu pentru populația din România, ci în Statele Unite, dar nu știm care e situația la noi, însă cert este că e foarte important să ne luăm timp și să ne rugăm împreună. Probabil că ați experimentat și dumneavoastră care e diferența când ne rugăm împreună pentru o problemă sau fiecare separat. Suntem încurajați că mai e cineva cu noi, că suntem umăr la umăr în problema aceea și împreună cu noi Dumnezeu. Deci cred că ne face foarte mult bine acest lucru. Iarăși e important să ne amintim de ce lucrăm. Lucrăm ca să trăim și nu trăim ca să lucrăm. Lucrăm cât avem nevoie să ne îndeplinim nevoile materiale. Deci, munca este un mijloc prin care ne câștigăm existența, nu este o filozofie de viață, nu pentru asta trăim. Deși lumea în care trăim noi, vedeți că
e orientată mai mult în direcția aceasta, a obține cât mai multe lucruri materiale și asta înseamnă a dărui cât mai mult timp în sensul acesta și nu cred că e direcția pe care Dumnezeu o vrea. Câteva reguli pentru obținerea echilibrului. Ia-ți timp să te rogi și să-ți faci un program în fiecare dimineață. Cred că timpul petrecut dimineața în rugăciune e cel mai eficient. Dacă ne începem în felul acesta ziua, avem multe șanse ca ziua aceea să se desfășoare cât mai bine posibil sau cel puțin suntem încredințați că am pus în mâinile lui Dumnezeu planurile noastre și indiferent ce se va întâmpla, știm că Dumnezeu a fost alături de noi. Planifică activitățile care trebuie făcute, acordă-ți permisiunea să nu fii perfectă, adică să mai lași pe din afară lucruri care nu pot fi făcute sau care nu sunt atât de importante. Planifică timp pentru tine, găsește o persoană sau un grup care să te susțină. Și cred că noi astăzi am făcut deja lucrul acesta în privința grupului și foarte bine că lucrul acesta se întâmplă. Pur și simplu spune nu. Atunci când se adună prea multe pe listă. Împarte sarcinile, nu începe ceva nou decât dacă poți să renunți la altceva. Adică o altă activitate, să mai adăugăm ceva în program, pe lângă ceea ce avem, deși ne simțim deja destul de încărcate. Mai întâi eliminăm ceva, renunțăm la ceva ca să aducem o sarcină în plus sau o activitate în plus. Cheltuiți bani conform priorităților, asigură-te că acord suficient timp tuturor membrilor familiei. Colega mea spunea la început că în familiile în care există o persoană cu nevoi speciale, există tendința de a investi mai mult în acea persoană, de a investi mai mult timp și de a-i neglija pe ceilalți. Și ceilalți simt lucrul acesta și Ștefana împărtășea cu mine faptul că a ajuns la cunoștința faptului că au existat copii care se află în familii în care era un alt copil cu nevoi speciale, iar copilul sănătos și-ar fi dorit la un moment dat să aibă și el o anumită problemă ca să-i se acorde și lui la fel de multă atenție, ca și mama să petreacă și cu el la fel de mult timp. E foarte dureros lucrul acesta și cred că e foarte greu de realizat acest echilibru, dar nu cred că e imposibil. Și e bine să aflăm ce gândesc ceilalți și e bine că am auzit lucrurile astea, pentru că ne gândim la ele și în funcție de asta putem face ceva, da? În concluzie, aș spune că a obține echilibru nu e o decizie pe care o luăm o dată și cu asta basta. E o decizie pe care o luăm în fiecare zi. De aceea avem nevoie de susținere de sus în fiecare zi. Da? E o alegere a noastră. E o alegere pe care o facem în fiecare zi. Și este, așa cum frumos scrie aici, nu o destinație, ci o călătorie. Așa cum este și viața noastră. Da? Viața este o călătorie care se bazează pe călăuzirea lui Dumnezeu. Să trăim fiecare zi conform priorităților și planurilor sale. Partea noastră este să fim ascultători față de Dumnezeul care ne-a chemat să trăim pentru El. El se va îngriji de toate celelalte nevoi ale noastre. Amin.